Sâmbătă, pe stadionul Poiana Câmpina, a avut loc un spectacol fotbalistic pentru sărbătorirea promovării CSM Câmpina în Liga A Prahova. Deschiderea a fost făcută cu meciul amical dintre echipele anilor 90 și 95, Petrolul Ploiești și Poiana Câmpina. Nu așa de greu, precum ar fi vârsta mea, totuși se mai poate, măcar la o mișcare din asta se poate. Amintirile? Nu ne părăsesc niciodată. Sperăm cei care vin după noi să stabilească și ei performanțele care l-au stabilit predecesorilor. Când ați fost ultima dată pe acest teren? În calitate de jucător, acum 10 ani. 10, 15 ani. Acum 15 ani. Și sentimentul de a reveni? Sentiment. Un sentiment plăcut. După marii fotbalului prahovean, în teren a intrat echipa proaspăt promovată CSM Câmpina pentru ultimul meci din acest campionat jucat cu CS Cornu. A fost un meci, zic eu, n-a fost așa dificil, dar eu am avut un moment mai greu. Am luat și cartonașul la roșu după ce marcasem două goluri în 12 minute. Asta e fotbal. Dar nu s-a luat bucuria? Nu mi-a luat bucuria, nu, că băieții au câștigat la scor 6-1, un scor meritat. De-a lungul evenimentului sportiv au avut loc mai multe premieri pentru cei care susțin sportul și care au adus rezultate deosebite pentru Câmpina. După meciul încheiat cu scorul de 6-1 pentru gazde, a avut loc acordarea medaliilor pentru jucătorii CSM. E a doua promovare consecutivă, sperăm într-un parcurs foarte bun și anul viitor. Important că s-a creat un spirit, am avut astăzi peste 1000 de oameni, au venit să-i vadă și pe cei care au adus atâta bucurie sportului câmpinean și prahovean, Petrolul Ploiești și Poiana Câmpina, și au fost alături de noi tot anul. Le mulțumim și trebuie să fim uniți pentru a obține o performanță.